Hristos este mirele sufletului. Cântarea cântărilor, cartea înțeleptului Solomon, își are originea în adorarea față de Hristos prin cultivarea dorului, iubirii dumnezeiești, venerării și relației de trezvie cu mirele ceresc. Ce cuvinte frumoase! Pline de iubire, dragoste, patos, ieros dumnezeiesc. Par omenești, dar sunt dumnezeiești, că eu m-am rănit de iubirea ta, se spune într-un tropar. Cu alte cuvinte, sufăr, pătimesc, sufletul meu te caută, te dorește pe tine, care ești lumina, viața, Domnul și Dumnezeul meu. În cântarea cântărilor, Hristos apare ca mire, El este mirele sufletului nostru. Sufletul, mireasa sa, îl urmează pretutindeni. Și în martiriu, și pe Golgota, și la răstignire, dar și la înviere. Când ajungem la această iubire, Hristos se va apleca asupra noastră și ne va umple sufletul. Să ațintiți mereu privirea spre înalt, spre Hristos, să vă familiarizați cu Hristos, să lucrați, să trăiți, să respirați, să îndurați, să vă bucurați cu El. Hristos să fie totul pentru voi. Sufletul vostru să-L caute, să-L strige pe mirele Lui. Pe tine, mirele meu, te caut. Hristos e mirele, este Tatăl, este totul. Nu există în viața aceasta ceva mai înalt decât a-L iubi pe Hristos. El e toată dorirea. Hristos este totul. Bucuria, veselia, viața, viața paradisiacă. Dobândindu-L pe Hristos înăuntrul nostru, dobândim toate mărețiile. Sufletul îndrăgostit e întotdeauna vesel și fericit, dincolo de orice trudă și jertfă. Nimeni nu poate tăgădui că plinirea este Hristos. Cei ce tăgăduiesc acest adevăr sunt sufletește în boală, stăpâniți de Duhul cel rău. Tăgăduiesc ceea ce le lipsește. Astfel, diavolul le află sufletul gol și intră în ei. Așa cum un copil este rănit foarte adânc de pe urma lipsei tatălui și a mamei, la fel, ba chiar mai mult, este rănit omul lipsit de Hristos și de Preasfânta. În cântarea cântărilor, mireasa îi spune mirelui Hristos: eu dorm, dar inima îmi veghează. Glasul celui drag bate la ușă. Mireasa doarme și îl visează pe el. Deși doarme, sufletul îi se întoarce spre el. În felul acesta își arată iubirea și desăvârșita dăruire de sine. Îl are necontenit în minte și în inimă, chiar și când doarme. Îl adoră. Ați priceput? Adorarea din tot sufletul și din toată inima. Ce înseamnă aceasta? Că singurul gând e Dumnezeu. Nu asemenea celorlalte gânduri. Acest gând e diferit. Este un fel de adorare a lui Hristos. Acest gând ne farmecă și ne aduce mulțumire. Nu e ca o corvoadă, ci mulțumire și desfătare duhovnicești. Nu e ca o lecție pe care copilul o învață pentru școală, ci ca o îndrăgostire, într-un fel mai înalt, duhovnicesc, între un bărbat și o femeie. Ca femeia însărcinată și gata să nască prunc, așa am fost noi, Doamne, înaintea celui drag ție. Zămislit am, dureri de facere am avut și am născut, zice Isaia. Așa și sufletul nostru strigă înaintea lui Dumnezeu din pricina durerii pe care o simte când îl caută. Și trudește, face încercări, care e înțelesul trudelor celei ce naște și al plânsetului ei? Nu sunt durerea, suferința, până ce va veni în noi Hristos? Această durere e cea mai mare dintre toate. O cunosc cei ce au încercat-o. Un martiriu necruțător.